mi-ești la pedalat duminică prin Constanța și am găsit piste. Piste dedicate pentru transport alternativ. Și chiar separate de celălalt transport. Aici e un bulevard cu sens unic, dar pentru bicicliști, ca și pe calea Victoriei din București, e dublu sens. Aseară am văzut că se făceau niște lucrări în intersecția asta. Era deviat traficul. Și minunat că lucrează noaptea, dar ziua îi lasă pe oameni să circule. Au rămas pietre în urma șantierului. La noapte probabil o să revină la lucru. Sâmbătă, duminică, nu contează. Trebuie să prindă toate nopțile uscate, fără ploaie, fără zăpadă, ca să facă lucrările de care are nevoie urbea, cetățean. În față iar e deviat traficul, dar nu-mi dau seama pentru ce anume. O să vedem acuși. Am impresia că am o pană de cauciuc la roata din față, așa că mă opresc să dau la pompă lângă bustul Reginei Maria a României, centru de artă sau muzeul de artă. E o bicicletă made in USSR, primit pe mană. Am schimbat doar șaua. În rest, pe cauciucuri scrie Made in USSR și totul e făcut așa ca pentru export. Nu cred că cetățenii sovietici prea foloseau așa bijuterii. Primul popas trebuia să fie pe malul mării, că degeaba ai venit la Constanța dacă nu te oprești la mare. Aici e zona tot așa, cu un singur sens de circulație, cu mașini care îmi vin din dreapta. Dar dacă cobor ca pietonii, n-am cum să duc bicicleta. Și ea nu e ușoară, degeaba pare mică, e destul de grea. Așa că o să mă întorc la carosabil, probabil. Aha. Paradoxal că aici e și locul unde ne poți lua în chirie biciclete. Și ca să ieși cu bicicleta de aici, trebuie să urci un prag. Na, trei praguri. Doar încolo, pe faleză, e deschis accesul. Dar încoace e abrupt, n-ai cum, încolo prag, dincolo prag. Deci o singură direcție pentru bicicletă. Dacă nu vor senzații tari la vale. Eu vreau să merg în contrasens, așa că s-o iau pe coclaue. Aici e închis. Aici e deschis. Școala de pian Federic Chopin. Și copiii aruncă cu pietre.
copilul e tot copil, chiar dacă e elev la pian. Fel de pavaj modern care hodorăgește sub picioare. Aici iar e închis accesul. Decât pe jos, probabil poți cobori. Prag, nu cu bicicleta. Fac calea întoarsă, că nu vreau să o duc de coarne. O iau așa, printre blocuri. De Zambacțean și merg în sens interzis. Dacă o iau la stânga, dau iar de scări, probabil. Da. Mai ușor de pietoni, dacă nu-s cu mobilitate redusă. Sau cu scaun rulant, cu scaun, cu cărcior pentru copii. La următoarea zi a ta ce trebuie să te aștepți? Curte, da? Închis, nici măcar, nu mai ai niciun fel de acces aici. Gata. Și era vreo avertizare? Da, mă, dar marchează teritoriul. Merg să văd. Cred că nici nu era avertizare. Închis drumul acolo. Travela Calatis. Sau intrarea trebuie să fie. Da, este semn că e accesul limitat. Dar trebuie să fii șofer să știi semnul acela. Am ajuns într-o piață vizitată de turiști. Se numește Peninsula. Eu unde-s la peninsula? Ok. Și dacă mă duc la stânga, e Portul Constanța. Asta am văzut iară semn de sens interzis, așa că mă duc o leacă la dreapta și după aia la stânga. Aici e o moschee, se pare că e monument de arhitectură. Na, are un secol, nu chiar veche. Moschee Carol I, regală. Am ajuns și în port la Constanța. Poarta 1. Cedăm trecerea pietonilor, chiar dacă se mișcă încet. Dar nici noi nu ne grăbim. Și aici pot închiria biciclete și văd că niciuna nu prea e luată. S-o fi terminat sezonul, o fi probleme tehnice. Nu mi-explic.
Dacă aici nu e pistă biciclistică, de aceea probabil se merge pe prima bandă. Sunt ruine de cetate. Amestecat nou cu vechiul. Gratii denivelate pe prima bandă. Bine că-s de-a latul drumului și nu-ți intră roata în ele, dar oricum te dezechilibrezi. Deci primăria ar trebui să se gândească să le ridice la un nivel cu asfaltul, că altfel e mare pericol pentru persoanele pe biciclete și trotinete, mai ales dacă n-au experiență. Opret aici deasupra portului pentru că am auzit niște zgomote și am văzut un nor de fum care probabil nu de la vapor este, dar de la vreo locomotivă. A, da, uite, a pornit un mărfar și locomotiva până a mișcat miile astea de tone, a scos o leacă de fum. Am vedeam să mișc ușor Tehnotrans feroviar. Așa-i? Tehnologia poluează. Madame a găsit pisică în stradă, de mângâiat. Și dacă n-ai ce să-i dai mâncare, măcar o poză să-i faci. Mașina fără numere de matriculare. Bine, are numai în spate numere bulgărești. La Constanța găsești locuri mizerabile. De exemplu, în spatele restaurantului ăsta. Bengos Fratelli. Și un bar The Library. Biblioteca. La cimitirul central din Constanța, chiar de la intrare. Te așteaptă câini. Unul e legat, dar altul e dezlegat. Și cam latră, mai ales dacă ești pe bicicletă. Și mai vin unii pe bicicletă, nu chiar toți sunt boieri. Și în stradă acolo m-au lătrat alți câini. Uite, doi probabil vagabonzi. Sau poate aparține ăstora de la firme de pompe funebre.
ar trebui să intervin primăria să limiteze plimbarea animalelor în spațiul public, că aici vin oamenii să își viziteze rudele cunoscuții. Nu se tragă câte o spaimă. Halal și rușine. Administrația cimitirului și administrația locală din Constanța. În spate văd și o stea cu 5 colțuri. Probabil e vreun monument sovietic. Soldatul eliberator. Câtă fotolie cu marmură, cu granit. Chestii scumpe. Mai mod este acolo la ostașii morți. De ce nu prea le mai pasă nimănui? Nu se mai cheltuie statul cu ei. O, chiar rusește scrie. Armata sovietică și-a dat viața în lupta pentru eliberarea omenirii de robia fascistă. Înțămâns și bada prost. Dacă scriu că ne-au eliberat, cum se explică că unii au murit și au fost înmormântați după război, în 53-52, băieți de 20 de ani, 47, nu cumva Armata Roșie ne-a eliberat și-a uitat sclece? În locul regimului fascist, nazist, a băgat un regim bolșevic. La fel de periculos. Aici au știut numai numele mic, Boris. Așa e evidență bună avea armata sovietică. Carnea de tun. Avea numele mic doar și atât. Cușnir, iată. Un cușnir era de-al nostru, probabil, sau de aproape, de pe aici. Iată și unii necunoscuți s-au murit. Au făcut zob vreo bombă, cred că, și nu mai știu cine era acum. Svincher. Tot pe nume evreiesc. O femeie, Larisa. Soldat necunoscut. Necunoscut. Interesant că sunt plăcuțe diferite. Mișa Belov a murit în 56, cu 11 martie. Ce putea să-i se întâmple lui?
pe 11 martie 56. Și e ciudat că se îngropați alături și din 47, și din 44, și din 56. Ciudat cimitir. Are grijă lui ambasada Federației Ruse, probabil. Похоронен советской армией. Aici уж pierdut sensul cuvintelor, îngropat armatei sovietice și atât. Dar cine? Voinos sluza și trebuia încă un cuvânt, un substantiv. Voinos sluza și probabil scriau de mână tot chestia asta, ciupleau. Și-au pierdut un cuvânt acolo, dar dacă era anonim, nu mai contează. Nicolaienco. Cam asta. Cimitirul ciudat. Iostași sovietici. Am schimbat camera pe umărul stâng și am schimbat direcția. Am ieșit din peninsulă. Acum soarele se duce spre apus. Weekendul meu la Constanța se încheie cu această pedalare, deocamdată fără incidente. Am mai găsit o pistă biciclistică. Doar că un biciclist preferă să meargă pe trotuar, să o ducă de coarne, o fi având defecte. S-a obosit, plictisit. Altul, iată, folosește pista de pe partea cealaltă. Sensul invers. Semafor. Foarte mulți tei în Constanța, oare cum o fi de pedalat când înfloresc tei și cad petalele celea lunecoase pe jos. Acolo o familie de trotinetiști merge pe trotuar. Și aici ne bagă primăria cu bicicleta pe trotuar, dar avem bandă dedicată. Și așteptăm să se facă și anume verde. Poliția locală are mașini desenate într-un fel anume, merge fără mască, probabil și fără centură. Pentru că de ce nu? Pentru că poate. O, direcția București, pe drum european. Biserica Ortodoxă Română s-a transformat în agenție de turism. Practică pelerinaje la mănăstiri cu prânz călugăresc și prețurile de la 50 de lei până la 400-800 de euro, cel mai scump. În Cairo, patrimoniu UNESCO, piramidele. Serioasă credință, scoate banul. Op, este prin parc, hai să o vedem. Prin scoar sau nu știu ce alee e aici, hai să o vedem. Și un nene care cerșește
pistă periculos desenată pe trotuar. E pericol să iei un câine pe capotă. Sau vreun prieten de patru piede. Prietenoasă Constanța cu amatorii de biciclete și alt transport alternativ, nepoluant. Mai multă grijă are pentru mașini, șoferi. A? Frumos așa. Poate vă aduc ăștia mai mulți bani în buget. Dar mai nesănătos mersul cu mașina. Bicicletele, iată, stau nefolosite. Nici constanțenii nu le vor, nici oaspeții. Interesant dacă e ușor să le obții. România-Bulgaria. Nu e prea clar. Cred că trebuie deschis o aplicație. Trebuie deschis un card. Că la Timișoara degeaba erau biciclete pe stradă dacă n-am putut să închiriez niciuna. Deci trebuie să ai card făcut din timp. Dacă n-ai card, nu poți să o folosești. Eu cum stau numai un weekend aici, mă înțămân și bada proste, bine că am luat pitica asta verde. Clima e atât de diferit aici decât la Chișinău, de exemplu, sau București, încât văd deja al doilea smochin mare cu roadă. De asta e copac care crește în zona călduroasă, mediteraneană. Ei bine, la Constanța, în Dobrogea, e cald. Nu pot să zic că e mai cald azi decât la București, dar e mai cald până târziu toamna, cred. Și reușește smochinul să se coacă. Și iarna probabil nu îngheață foarte tare. Dar mașini parcate pe trotuar văd și aici. Ca la București și ca la Chișinău. Aici trebuie să cedeți. O familie de bicicliști merge pe trotuar. Copiii după matur. Foarte bine. Eu mă duc chiar spre mare. De fapt aici cam în orice direcție, dacă o iei, tot ajungi la mare. Dacă te duci la vale sau spre lacuri de cele, gheoluri. Oh, dar aici avem chiar drum care duce la mare. Chit că din nou e semn că e fundătură. Intrare doar. Deci nu ajunge chiar la apă.
termină cu o poartă. Plaja El Comandante. Nisip nu poți să merg cu bicla. Dar dacă găsești drum pietruit măcar. Hop. Dacă mai sunt bicicliști. Plaja nu peste nimeni. Că e cam răcoare. Iar am făcut pană de cauciuc. Iar trebuie să mă opresc, mai dau la pompă. Până o să mă hotărăsc, schimb cauciucurile astea, chiles de vârsta mea sau cel puțin vreo 30 de ani au. Sau măcar camera. Cauciucul văd că mai rezistă. Hai așa. Scoate pompa. Credeam că o să trebuie să dau vreo 100, văd că la 73 au zis că ajunge. Și asta din față e slabă, da. Mai rapid, că aici nu e așa mare greutate. S-a auzit un fâșii ceva și credeam că e de la niplu. Haida!